Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Pe plan extern. Eu sunt Tudor Curtifan. Astăzi vă propun să ieșim puțin din zona exclusivă a politicii externe și să discutăm despre istoria României. Va fi o emisiune dedicată centenarului nașterii regelui Mihai I al României, centenar care a avut loc pe data de 25 octombrie în această săptămână. Alături de mine profesor universitar dr. Daniel Șandru, manager general interimar al Operei Naționale Române din Iași, fost șef al departamentului centenar, coordonator al mai multor lucrări de prestigiu, precum Anul Regal, jurnalul jubileului de 150 de ani de la fundarea Casei Regale, alături de Alexandru Muraru. Domnule Șandru, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Și eu sunt onorat de această invitație. Vă salut pe dumneavoastră și pe toți telespectatorii de CNews. Cu mult drag. Aș vrea să începem discuția noastră despre personalitatea regelui Mihai, o personalitate extrem de puternică care a dominat istoria recentă a României. O personalitate în jurul căruia se planează foarte multe mituri, începând, mă gândesc, cel mai celebru, acel moment 23 august 1944, mituri care au fost, nu-i așa, accelerate de aparatul de propagandă al fostului regim, al regimului comunist. Cum vedeți din perspectiva dumneavoastră această zonă mitică în jurul personalității regelui? Da, trebuie spus dintr-un început că miturile fac parte prin excelență din discursul propagandistic, de orice natură ar fi acesta. Regimurile autoritare și totalitare în speță le folosesc cu multă măiestrie și e ceea ce a denaturat istoria care s-a scris în România după 1948. O istorie care începe să fie demitizată abia undeva la începutul anilor 2000, spre exemplu, prin eforturile întreprinse de istoricul Lucian Boia. Sunt foarte multe mituri ale comunismului românesc, iar cele mai importante l-au vizat pe majestatea sa regele Mihai I, o personalitate exemplară a secolului al XX-lea, o personalitate recunoscută în plan internațional și o personalitate care reușea să transceandă cortina ideologică impusă imediat după al doilea război mondial. Și tocmai de aici temerea regimului și frica sa față de o astfel de personalitate care emana dincolo de caracterul pe care îl putea expune, o anumită simbolistică, un anumit simbolism care refăcea legătura societății românești cu tradiția sa monarhică. Asta a fost marea temere și de ei s-au construit miturile. Miturile potrivit cărora, nu, la 23 august, practic, regele Mihai I ar fi deschis calea venirii comunismului în România, pentru că aceste mituri s-au configurat mai cu seamă în perioada național-ceaușismului, când discursul regimului, discursul oficial, devenise unul naționalist, dus undeva la extremă, dar încercând să legitimeze practic instituirea în efigie a puterii totale a lui Nicolae Ceaușescu. Și atunci principalul dușman, inventarea dușmanului, e o altă artă propagandistică, i-a determinat să se îndrepte cu obstinație în mod calomnios la adresa majestății sale. Cu toate acestea, iată, miturile n-au rezistat în timp. Erau și miturile alea comice, îmi permis să le spun așa, deși au un anumit tragism prin esența, să spun, mizerabilistă pe care le conțin, cum a fost cel cu plecarea regelui din țară cu un tren încărcat, cu tot felul de bogății și care ar fi sărăcit România. Nimic mai fals, s-a dovedit ulterior că majestatea sa a plecat cu demnitate, în condițiile în care a fost tratat cu violență și în condițiile în care Republica instaurată după 31 decembrie 1947 printr-o Constituție total nelegală a fost o anormalitate în istoria noastră recentă. Apropo de mituri, cel mai puternic e cel pe care l-a spus dumneavoastră, cel cu 23 august, pentru că multă lume percepe 23 august ca fiind un act de trădare, ceea ce e cu totul fals. Practic, puțină lume astăzi mai realizează că între 23 august 1944 și instaurarea efectivă a comunismului au fost 3 ani în care monarhia a fost practic ultimul bastion care s-a opus. Partidele istorice au fost întâi
întâi scoase în afara legii. De ce credeți că s-a ajuns la această situație în care încă oamenii mai cred asta? Oare, nu știu, e și un eșec al zonei de cultură după anii 90 în care nu am știut să explicăm a istoriei mă refer, în școli, de exemplu. Eu mă gândesc că toată lumea în școală învață când vor să aude de istorie, sau cel puțin așa era în perioada aceasta tranziție unde am crescut eu. Ce ai făcut la istorie? Mai știi date pe de rost, când s-a născut Mihai Viteazu, în ce an ne-a domnit, etc. Dar pare că sunt chestiuni mult mai importante decât atât. Aș încerca să fac un arc peste timp pentru a răspunde întrebării dumneavoastră și aș pleca la contextul istoric și politic al anilor 30. Un context istoric și politic, multe puncte, să știți, asemănător cu cel de astăzi, cu cel din anii din urmă. În sensul incertitudinilor care existau în societate, în sensul fondului economic precar după marea criză, în sensul în care discursurile de tip populist, atunci fascismul era la modă, cu ghilimele de rigoare, și a prins foarte bine și în România, erau pe val, în care intelectuali publici remarcabili, unii dintre ei redescoperiți după 90, s-au predat pe altarul viziunilor autoritare și totalitare. Să nu uităm, majestatea sa, regele Mihai I, preia coroana română pentru a doua oară, trebuie spus, pentru că a fost și regent, într-un moment în care contextul arăta așa cum am expus mai înainte. Un context plin de incertitudine, un context în care se simțeau deja aburii războiului în aer și un context în care, să nu uităm, se instaurase deja în 38 dictatura regală, tatăl său făcuse lucrul acesta, după care a urmat statul național legionar, vreme de aproape un an, și, evident, dictatura mareșalului Antonescu. Deci regele a fost scos din aceste jocuri politice, iar revenirea sa după 23 august și cu actul din 23 august 1944 a fost evidamente un act de curaj. Un act de curaj la un tânăr de 20 și ceva de ani, nu? 23 de ani mai exact. Un act care a repus România pe harta binelui în spațiul european și chiar mondial, prin acea întoarcere a armelor împotriva Germaniei naziste. Una care, așa cum știm, a scurtat războiul cu 6 luni, una care a salvat foarte multe vieți omenești și, nu mai puțin, un act simbolic care au dus în cele din urmă la recunoașterea majestății sale, regele Mihai I, ca fiind unul dintre eroii celui de-al doilea război mondial și, astfel, până, cum știm, până în 2017, cel mai longeviv șef de stat care a supraviețuit după al doilea război mondial. În mod evident, interesul propagandei, care era cel de a legitima instaurarea comunismului în România, a fost acela de a denigra în permanență ce s-a întâmplat pe 23 august 1944 din perspectiva casei regale și de a legitima implicarea Partidului Comunist, care era insignifiant în mod clar la acel moment și care nu a avut practic nicio contribuție în ceea ce s-a întâmplat. Ori după 90, acum revin, redescoperirea acestor momente, cred că iarăși s-a făcut într-o zonă de chiar intelectuală de incertitudine. Pentru că practic mulți intelectuali anticomuniști, mai ales în postcomunism, ca să spun așa, au crezut că pot face o legătură directă între interbelic și noua perioadă de tranziție de la regimul totalitar al lui Ceaușescu spre un regim democratic, legând cele două perioade și făcând abstracție de ce s-a întâmplat între 1947 și 1989. E bine, lucrul ăsta nu se poate face chiar așa. Din păcate am greșit atunci și noi intelectuali, dacă e să ne includem în această sferă, pentru că, vă dau un exemplu, s-a revenit la mari voci intelectuale din interbelic care de fapt au slujit totalitarismul, așa cum au fost vocile unor filozofi, scriitori din interbelic. Aceștia au fost redescoperiți fără un aparat critic. Nu s-a discutat din perspectiva unui prost înțeles estetism decât opera, dar nu și ceea ce făcuse omul. Ori asta e o totală greșeală. Și nu s-au readus în atenție foarte mulți intelectuali democrați,
care au existat de asemenea în perioada, interbelică. Dimpotrivă, s-a redescoperit un naționalist grosier care îl continua cumva paradoxal pe cel al lui Ceaușescu și care avea rolul de a îndrepta reflectoarele spre anumite personalități culturale, dar nu și spre ceea ce le permisese lor să se afirme, și anume monarhia română, care, așa cum a funcționat ea de la 1866, respectiv 1881, când s-a instaurat regatul României, până la 1938, când a apărut eroarea aceea monarhiei regale lui Carol al II-lea, a făcut posibilă modernitatea și modernizarea României. Deci, înainte de a redescoperi rolul modernizator pe care l-a avut monarhia, implicit majestatea sa, regele Mihai, în evoluția istorică a României moderne, s-au redescoperit niște intelectuali care în epocă aveau viziuni fasciste în mod evident. Și asta a trecut iarăși într-un cont de umbră monarhia. Apoi, în anii 90, interesul legitimator al celor proaspăt instalați la putere a determinat iarăși o rezervă, e puțin spus, a determinat o respingere totală a posibilității ca majestatea sa să fie readus în lumina reflectoarelor, pentru că el din 47 și până în 89 a făcut eforturi nesperate pentru a reprezenta în continuare România și coroana regală. E foarte important ceea ce a spus dumneavoastră între 47 și 89, aceste eforturi, pentru că din nou și aici și aceste eforturi intră în zona de mit, pentru că lumea nu cunoaște. Multă lume, știți care e percepția, că domnule a stat în străinătate, ce bine a fost și nu știu. Dar nu, ca toți ceilalți care n-au mâncat salam cu da, soia. Exact, foarte bună remarcă dumneavoastră, exact ca ceilalți care n-au mâncat salam cu soia. Și ceea ce nu e așa, și nu doar înainte de 89, și după 89, implicarea pe care a avut-o Casa Regală a României în aderarea României la structurile europene și nord-atlantice. Un rol exact, pentru esențial. Vă rog. Pentru perioada 47-89, tocmai au fost publicate de curând, în ultimii 2-3 ani, au fost publicate cele patru volume ale memoriilor lui Ion Rațiu. Acolo se vede foarte clar, sigur, dincolo de fracturile care apăreau și în sânul comunității românești din diaspora, se vede foarte clar câte eforturi s-au întreprins și în multe dintre ele personajul central este indiscutabil majestatea sa, regele Mihai I al României, pentru a se menține speranța că România va putea reveni la democrație, nu neapărat la monarhie, ci la democrație, pentru că asta a fost lupta majestății sale, regele Mihai I, o luptă a demnității pentru poporul român. Pentru că imediat după 47 știm foarte bine principalii sau primii prigoniți au fost intelectuali și politicienii interbelici și mă refer mai ales la politicienii democrați, da, care au murit în închisorile comuniste. Încât după 90 a fost foarte greu de regăsit spiritul ăsta democratic. Acum, teoretic, și dumneavoastră știți foarte bine ca și mine că există în fazele astea de tranziție spre de la autoritarism totalitarism spre un regim democratic cel puțin 5 etape. Nu o să le pomenesc, dar ideea e că se ajunge foarte greu să consolideze o democrație. România, o spunem foarte clar, poate fi considerată astăzi o democrație funcțională doar grație faptului, și iarăși vom ajunge la rolul majestății sale regele Mihai I al României, că este membra Uniunii Europene și a NATO. Asta asigură funcționalitatea noastră democratică. Dar trebuie spus, democrația sau calea spre democrație nu este, mă scuzați, niciodată un drum cu sens unic. Pericolul mereu plutește să ne întoarcem la autoritarism. Iar faptul că ne aflăm astăzi în această familie euroatlantică se datorează în bună măsură eforturilor întreprinse de majestatea sa, regele Mihai I, și de Casa Regală a României. Mai bine mai târziu decât niciodată, autoritățile guvernamentale la București au dat seama atunci când devenise foarte așa sub presiune necesitatea integrării, că majestatea sa poate avea un rol important și, slavă Domnului, au înțeles în ceasul din urmă că, dincolo de o recuperare simbolică a importanței monarhiei pentru România modernă și contemporană, regele Mihai I poate juca un rol covârșitor. Și iată, l-a jucat. Și l-a jucat. Apropo de discuția de cele petrecute după Revoluție și în acea perioadă a sălbaticului capitalism imediat după Revoluție, în episodul din anii 90, ați vorbit și de propagandă.
Totuși, după 4 decenii de comunism, regele și monarhia sunt încă, sau s-a văzut și în anii 90, că au fost încă un pilon pentru societate și oricât de mult au încercat ei să lovească, a rămas ceva, nu știu, intangibil, o valoare intangibilă. Dar s-au temut înainte de 89, s-au temut și după 89? Mă gândesc la celebrul episod. Haideți să recunoaștem faptul că la începutul anilor 90, structurile instituțional-statale ale României, proaspăt ieșite dintr-un regim totalitar, erau cele ale fostului regim totalitar. Schimbările au existat la suprafață, la nivel de, știu, conducere de stat și acolo, prin diferite forme de manipulare și de menținere a controlului. Dar structurile profund instituționale ale României au fost multă vreme, până spre jumătatea anilor 2000, nu mă feresc să o spun, niște structuri rutiniere care funcționau cu oameni și mecanisme și proceduri ale fostului sistem totalitar. De la nivelul a ceea ce însemnase securitatea, botezată mai apoi SRI, sigur, e posibil ca între timp să se fi curățat lucrurile acolo, până la sistemul de justiție, sistemul educațional, foarte important, pentru că sistemul educațional este principalul agent de propagandă în orice stat. Vorbeați de școala de istorie românească și e suficient să vedem cam cum au tratat istoricii români, mulți dintre ei formați în Național Comunism și la școala de partid, dar și la școala istoriei militare, raportarea la majestatea sa, regele Mihai I, și la Casa Regală a României. Și dacă citiți așa numitele volume de istorie de la începutul anilor 90 sau începutul anilor 2000 chiar, veți vedea că întotdeauna regele Mihai apare așa cu un fel de notă de subsol și niciodată într-o lumină favorabilă. Din păcate pentru poporul român, mă tem că cea mai mare parte a cetățenilor României au descoperit importanța pe care a avut-o rolul jucat de majestatea sa și importanța Casei Regale a României abia la moartea regelui în 2017. Din păcate, spun, foarte târziu. Pe de altă parte, paradoxal, mai mulți români au început să fie interesați de adevărata istorie onestă și de recuperarea onestă a acestei istorii și în ultima vreme au apărut foarte multe cărți cu date concrete, cu susținere din arhive, care demonstrează că, sigur, dincolo de suișurile și coborâșurile care există în orice familie regală, totuși familia regală a României a menținut principiile axiologice și acest necesar, măcar simbolic, fie măcar simbolic, pe care le avem de a ne raporta corect la istoria noastră și de a ne putea privi în oglindă, că de fapt asta e foarte important. Foarte bună remarca cu episodul din 2017 de la moartea regelui, pentru că și eu voiam să-l aduc în discuție. Parcă a fost, nu știu, o recunoștință așa post-mortem a imaginii care au fac istorie efectiv de la moartea regelui în da, România. Foarte, foarte târzie. Târzie, spune, din păcate. Însă dar e bine că s-a întâmplat. Bine. E bine că s-a întâmplat, că a existat un moment de trezire, practic, în 2017, așa l-am perceput, văzând coloanele acelea nesfârșite care însoțeau cortegiul majestății sale, într-un București care în 90, să uităm, nu l-a primit din cauza voinței autorităților. Pentru că nu pot uita acel milion de oameni care s-au strâns, exact. S-a strâns atunci când majestatea sa s-a putut adresa cetățenilor săi. Petre Roman spune astăzi că nu s-a temut, că nu au fost respectate procedurile. Eu cred că le tremurau nu doar puloverele pe gât, ci și pantalonii foarte tare atunci, ca să folosesc așa o metaforă, pentru că au fost niște lași, niște fricoși și întotdeauna n-au știut să conducă decât prin forță și prin manipulare. Asta a fost clar în anii 90. A fost o mare păcăleală pentru poporul român ceea ce s-a întâmplat atunci. Mi-aduc aminte, deși eram foarte tânăr, aveam în jur de 16 ani, în 92, mi-aduc aminte ce atmosferă era în România acelei epoci și eu nu aș vrea să mă mai întorc niciodată acolo, credeți. Și sunt multe, multe imagini de tristă amintire. Mă gândeam și la Corneliu Coposul, Alba Iulia, în momentul ce imagini dureroase astăzi. Dacă... Deci oamenii aceștia n-au putut să-și regăsească liniștea nici după anii 90, pentru că aceleași structuri ale statului mafiot comunist au lucrat multă vreme, încă un deceniu și mai bine, pentru a ascunde
adevărul pe care, iată, generația noastră măcar are astăzi posibilitatea de a-l descoperi și de a-l transmite mai departe copiilor noștri. Dar, așa, din perspectiva dumneavoastră, generațiile care vin sunt interesate de acest subiect? Cum le simțiți? Dacă știm cum să povestim lucrurile, în sensul de a nu miza doar pe mituri, ci de a încerca să oferim elemente concrete, palpabile și exemple care, slavă Domnului, se regăsesc, cum spuneau, și au inclusiv susținere în arhive, sunt convins că putem trezi acest interes. La toate manifestările organizate de Casa Regală, la care am avut privilegiul de a participa, am văzut acest interes, adică să nu-și mai imagineze nimeni că există doar un soi de colonie a nostalgicilor față de regalitate, pentru că valorile pe care acești oameni au reușit să le întrețină și sub comunism și în perioada de imediat după, s-au transmis mai departe. Am văzut foarte mulți tineri, am văzut oameni de calitate excepțională din domeniul artelor, din domeniul culturii, din domeniul educației, care s-au apropiat de valorile Casei Regale a României. Și este extraordinar efortul pe care și Majestatea sa Margareta, custodiile coroanei române, împreună cu Alteța sa Regală Principele Radu și cu principesele surori ale Majestății sale Margareta, îl întreprind astăzi pentru a menține vie memoria Majestății sale Regelui Mihai I, dar și memoria și rolul jucat de Casa Regală a României. Vreau să vă spun că de curând, acum 3 săptămâni, am participat la Düsseldorf, cred că pentru a 5-a oară fiind invitat acolo, la evenimentele organizate de o asociație culturală româno-germană, Ateneum se numește, care e foarte posibil să devină în scurt timp Institutul Cultural Româno-German Carol I din Düsseldorf. Düsseldorf fiind locul din care, așa cum știm, de la castelul Benrath a plecat întemeietorul monarhiei României, principele Carol I, devenit la 1881 rege al României. Și am putut vedea acolo câtă emoție reușesc să transmită acele evenimente. A fost prezentă și Alteța sa Regală Principesa Sofia și la fel vreau să vă spun că am văzut foarte mulți tineri participând la aceste manifestări și e o atmosferă de normalitate pe care încep să o regăsesc și la evenimentele organizate în România. O atmosferă de normalitate, de raportare cu mândrie la un trecut pe care îl recuperăm acum în mod onest și cred că la un moment dat va veni, sper cel puțin că va veni și momentul unei discuții foarte clare cu privire la ce s-a întâmplat în 47-48. Pentru că Republica, eu vreau să mă înțelegeți, nu pledez pentru revenirea la monarhie, dar pledez pentru o discuție matură, cu argumente foarte clare, cu privire la modul în care s-a instaurat Republica. Conform Constituției din acel moment, înainte de debarcarea Majestății sale Regelui Mihai I, nu, trebuia organizat un plebiscit, un referendum pentru schimbarea formei de guvernământ. Știm bine că lucrul acesta nu s-a întâmplat niciodată, nimeni nu a fost întrebat. A apărut peste noapte o Constituție care a fost scrisă probabil pe șenilele tancurilor sovietice și care a instaurat un regim ce ne-a întors înapoi în timp și care a determinat pierderea a zeci, sute de mii de vieți omenești nevinovate. Ori lucrurile astea trebuie spuse la un moment dat, repet, în cadrul unei discuții la care particip istorici, sociologi, politologi, specialiști în drept constituțional. Discuția asta ne-a eliberat pe noi, la nivel de conștiință națională, de păcatele pe care acest popor le poartă cu sine și în prezent. Să știți că aveți mare dreptate și e un subiect foarte sensibil cu privire la ilegalitatea sau legalitatea Republicii și chiar ar trebui să fie, datorăm asta istoriei, să facem lumină fără să avem anumite aflinte sau cum ați spus dumneavoastră, dar pare și eu în sânul mișcării monarhice, pare aici și o ciocnire în sensul în care cei care ar dori reîntoarcerea la monarhie prin referendum sau cei care spun că domnule Republica a fost ilegal instaurată și atunci nu s-ar mai, n-ar fi, am legitimat-o practic. Păi tocmai și în acest sens e necesară această dezbatere. Tocmai de azi, să avem un punct zero în care ne lămurim cu ce s-a întâmplat atunci pe baza unor argumente istorice, pe baza documentelor în arhive și la care putem pleca mai departe, sigur, fiecare situându-se pe pozițiile ideologice în care crede. Dar dezbaterea e mai importantă, cred, decât această ocultare a ilegalității care, din punctul meu de vedere, a avut loc la acel moment.
În 90 se putea reveni la monarhie. Mă gândesc la o declarație pe care a dat-o domnul astăzi, ambasadorul Emil Hurezeanu, în care spunea că Gorbaciov s-a interesat și i-ar fi spus regelui Spaniei, Juan Carlos, de la vremea respectivă, că Ionilescu ar fi de acord cu monarhia, dar e cel care se opune, e Petre Roman, amenință chiar cu un război civil. Ar fi putut fi, o soluție sigur ar fi putut fi, dar ar fi putut fi, din punct de vedere politic, posibil? Nu cred că procedurile ar fi permis lucrul ăsta și nu cred că interesul celor care preluaseră puterea prin lovitură, mă rog, prin ceea ce s-a întâmplat în 1989, convergeau în această direcție. Nu e neapărat vorba de persoane, cred că erau într-un tot Ion Iliescu și Petre Roman la acel moment, dar cred că poporul român, așa cum era el educat atunci, în spiritul unor valori cu ghilimele de rigoare instaurate de regimul totalitar în conștiința publică, nu ar fi înțeles. Mă tem că nu ar fi înțeles. Uitați-vă că de târziu am înțeles, noi ca popor, ce rol a avut monarhia în evoluția României de la a doua jumătate a secolului XIX până în prezent. Mă tem că nu ar fi fost o masă critică, nu, care să poată să înțeleagă necesitatea revenirii la monarhie sau aceste artificii de natură juridică, repet, pe care încă nu le-am discutat, pe care nu le-am desfătut, pe care noi ca societate nu le-am asumat, pe care încă nu le înțelegem mulți dintre noi. Deci, dincolo de acel entuziasm popular cu scena balconului în care majestatea sa s-a adresat celor 1 milion de români prezenți în piață, trebuie să avem luciditatea să înțelegem că imediat în 1990 lucrul ăsta cred că era imposibil de gestionat procedural, unul la mână, și de explicat încât toată lumea să poată să înțeleagă. Putea exista un risc major atunci, acela că în urma unui referendum organizat, cum bine știm, de instituțiile statului, rezultatul a fost dezastruos în sensul în care monarhia a fost respinsă din start. Așa încât pentru cei care doresc și astăzi revenirea la monarhie, eu aș lua partea bună a lucrurilor, dacă există așa ceva, și anume că încă se mai poate pune în discuție așa ceva. Da, foarte bună observația. Pe final, ultimele întrebări. Monarhia astăzi ce rol are în România, Casa Regală, ca instituție, și cât de mult se implică în societate? Principalul rol pe care îl văd eu e cel al memoriei istorice. Și Casa Regală a făcut foarte multe evenimente și a lucrat foarte bine în direcția menținerii acestei memorii istorice. Sigur, la acest moment avem un rol simbolic al Casei Regale, dar eu nu pot decât să mă bucur că odată cu evoluția societății postcomuniste, rolul său istoric ca agent instituțional este recunoscut de autoritățile statului republican și mă bucur să văd că majestatea sa, custodiile coroanei și altețele lor regale reușesc să mențină spiritul civilizator, modernizator și în principal valorile fundamentale ale demnității și ale libertății pe care majestatea sa le-a întruchipat, majestatea sa regele Mihai I le-a întruchipat cu asupra de măsuri. Și o ultimă întrebare, domnule profesor, aș face apel la atributul dumneavoastră de politolog. Mă gândesc așa, în sondajele sociologilor, Casa Regală de ce nu apare, sau instituția, sau monarhia în topul încrederii la români? Mă gândesc, tocmai uitați-vă, în perioada aceasta de criză politică. Eu nu am văzut un sondaj sau un barometru de opinie care să ia în calcul și acest lucru. Ar fi foarte interesant de... Da, cu excepția unui mic episod în care îmi amintesc alteța sa regală, principele Radu, și anunța la un moment dat intenția de a candida la președinție, și am văzut că lucrul acesta în alte părți a devenit posibil. În Bulgaria, nu? Am avut premier pe regele Simeon al II-lea, ex-regele Simeon al II-lea al Bulgariei, pentru o perioadă. Dar cu excepția acelui moment, Casa Regală nu s-a remarcat ca fiind un actor politic. Și atunci, în sondajele cu scop politic, evident că nu poți integra această instituție, pentru că este o instituție a memoriei noastre istorice. Pe de altă parte, însă, în sondajele generale, pentru că am avut ocazia să vedem mai multe astfel rezultate în perioada 2016-2017, mi-am amintesc, Casa Regală, ca instituție care reprezintă tradiția noastră monarhică, apărea cu o cotă de încredere de jur de 60%. Nu ca actor politic, repet, nu ca actor politic. Dar, iarăși, aș vedea partea bună a lucrurilor.
Câtă vreme, și sunt convins că așa se va menține linia aceasta a asumării oneste a istoriei de către Casa Regală a României, ea va putea face foarte multe lucruri pentru însănătoșirea societății române. Și poate, cine știe, într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, după acea dezbatere necesară despre care pomeneam mai devreme, va veni și momentul în care să se pună problema eventuală a unei reveniri la regimul monarhic. Domnule director, vă mulțumesc foarte mult pentru dialogul de azi și pentru eu vă mulțumesc, domnule Curtifan. Analiza dumneavoastră. O zi frumoasă vă doresc, numai la fel, toate cele bune și dumneavoastră.